Între timp, o nouă zilă al groazei a fost descoperită de autorități, centrul funcționa în sectorul 4 al capitalei. Descoperirile oamenilor legii sunt terifiante. Au fost identificate 50 de persoane aflate în întreținere, dintre care 18 se aflau în demisolul clădirii. Aici oamenii dormeau pe diverse saltele și o canapea și nu sunt singurele nereguli. Revoltător este faptul că acest azil a fost închis în urma unui control în iulie. Ce au mai descoperit autoritățile de data aceasta, ne spune Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel! Bună dimineața, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în sectorul 4. În spatele meu se află un azil de bătrâni care funcționa chiar dacă erau mai multe renovări în desfășurare. Renovări care au fost cerute de către autorități pentru că în luna iulie au fost mai multe verificări la instituția de lângă mine, iar cei din competență au luat decizia de a-i spune administratorului că trebuie să efectueze mai multe renovări. Renovări care au venit în timp ce bătrânii erau cazați în această instituție, 18 dintre aceștia, potrivit unor surse, erau cazați în subsolul clădirii, iar în același timp se făceau lucrări la etajele superioare. Vă invit să vedem și ce instituții sunt acum prezente aici, pentru că vedem, sunt cei de la ANPC, jandarmeria, poliția și în aceste momente se fac mai multe controle. Vă precizez că sunt mai mulți bătrâni care stau pe scaune în fața intrării din acest azil. Vorbim despre o clădire care are 3 etaje, demisol, și sunt în aceste momente cei de la ANPC prezenți aici, fac mai multe verificări, rămânem la fața locului, revenim cu mai multe detalii pentru că, spuneai și tu, Andreea, sunt condiții deloc prielnice de cazare. Bătrânii erau ținuți pe niște saltele în subsolul clădirii și nu aveau deloc condiții bune pentru a duce o viață liniștită. Rămâneți cu noi, revenim cu mai multe detalii imediat.